cruce, o suferință, este și astăzi, ca să trec foarte repede a spune, trebuie să amintesc că chiar și pe vremea întunecatului comunist, basarabenii și bucureinenii au fost tolerați ca activitate, au ținut-o chiar aici, în această Sfântă Biserică, ăsta fiind locul lor de întâlnire. De aici s-a înființat asociația și ca să nu vă lungesc foarte mult cu vorba, vreau să vă spun că în toate filialele Luna Basarabiei s-a petrecut așa cum trebuie. Personal am fost prezent la Arad, Roma, București. Am avut plăcerea sau satisfacția ca acest 27 martie să am pretenția să fie sărbătorit într-o sală a Parlamentului Român. Și am izbutit. Am vrut și am pus aici, ca să închei, încă un om, un patriot, de o dimensiune extraordinară. Vasile Stroiescu. Puțină lume știe de Vasile Stroiescu. Este omul care venitul lui de pe 25.000 de hectare și ferme l-a investit în naționalismul românesc și el considera că un popor fără o cultură și o tradiție nu poate rezista. Și atunci a investit în 90 de biserici, în construcții sau în reparații, și 180 și ceva de școli. A dat bani profesorilor din Imperiul Austriac, profesorilor de școală românească, ca să poată să mănânce pentru hrana trupească. A dat bani Episcopiei Aradului. A observat acolo că școala românească suferă, că femeile nu sunt școlite și atunci a făcut cea mai mare clădire, internat de fete pentru școala românească. Astăzi este un spital TBC. Acum două zile s-a pus în sfârșit o placă comemorativă și a fost sfințită de sfinția sa, Episcopul Aradului. Nu trebuie să-i uităm. Sunt multe de povestit, de la Sfatul Țării, de la cei care nici nu au fost pomeniți, să nu uităm de troițile care împușcau lumea pe stradă fără nicio judecată, fără niciun gram de... fără niciun Dumnezeu. Pur și simplu aveau o sarcină, să iasă noaptea pe stradă să împuște. Să nu credeți că problemele acestea s-au încheiat. Nu s-au încheiat deloc. Suntem în posesia unei liste destul de cuprinzătoare a morților de după 90 încoace. Adică în zilele noastre. Preoți bătuți, chinjuiți, împușcați, omorâți în ușa bisericii. Și iacătă, noi practic dăm ce trebuie celor care au făcut ceva, cu care ne mândrim. Și ar trebui să ne gândim că și noi suntem urmași, dar nu prea am fost în stare să păstrăm ce ei au clădit. Ne amintim acum ca să ne deșteptăm și să avem coloană vertebrală, să avem și să ținem la cultura și istoria noastră, mai ales acum, într-o Europa către care tindem și noi cu toții, cu toate valorile ei, dar ea a început să-și clapăte. Iată, multiculturalismul în Occident face jertfe. Și atunci, de ce am renunțat noi la cultura, la istoria noastră? Dumnezeu să-i pomenească și să-i odihnească pe toți cei ce neamul acesta i-a jertfit pentru țară și credință. Doamne Dumnezeu! Eu